Declarații ponderate după partida astrei cu Steaua și din partea staffului echipelor, dar și a jucătorilor. Obiectiv îndeplinit, cred eu că acest lucru a fost cel mai important în seara aceasta. Echipa noastră a câștigat din nou. Ne bucurăm că am ajuns în finală și de astăzi, de acum, ne gândim la următorul meci, meciul din play-off cu cei de la Astra. Am început de la 0-1 după meciul tur. De la minutul 5 am primit un gol foarte repede, pe o greșeală, după care am încercat să reintrăm în meci. Nu am reușit, am mai primit un gol foarte repede în repriza a doua și cam asta a fost istoricul meciului. Unde trebuie să vorbesc și unde trebuie să fac mizeria e în teren și cred că azi, gracias a Dios, pues, am reușit și foarte bucuros, e clar, și pentru goluri, dar și pentru victoria și felicit pe toți colegii că a fost un meci foarte bun. Îți mai aduci aminte când ai dat ultimul tău gol? Sincer nu, dar cred că e la Craiova, nu? Uite-te. Asta e, nu știu, sper acum dincolo, pentru asta am venit la Steaua, sincer. Eu întotdeauna am avut încredere în mine și ce fac și cum fac și sper de aici încolo, ce să zic, să am mai multe și să reușesc să fac asta și mai mult. Declarațiile pe larg de după partida Astra Steaua din semifinala Cupei Ligii puteți urmări imediat după știri în ediție specială.